că fetița mea de 7 anișori este bolnavă, diagnosticată cu viteză renală și acum suntem în incinta spitalului, îi se face analize și știm de 7 luni de zile situația, problema care o are fetița mea și suntem oameni săraci, nu avem posibilitate, numai soțul lucră și acum deocamdată momentan e acasă, nu lucră nicăieri și avem foarte mari probleme Când cu... m-ați sunat, a zis că a sunat la Am 112. sunat de la ambulanță. Fetița mai mult transpira, mai mult transpira, după ce au luat-o frigul De unde sunteți dumneavoastră? din Almaș, Sălaj. Și acum așteptăm, suntem înăuntru, așteptăm să iasă analizele la fetiță, să vedem ce mai zic doctorii, ce mai spun. Și așteptăm acum rezultatul. Se spune oamenilor că salvarea a venit de la Jibonul de la Zalău și v-a adus la Zalău. Da, salvarea o vin de la Jibău, nu de la Zalău și o durat. Și eu m-am speriat un pic. Toată era transpirată, am schimbat-o de 4-5 ori de tricou. Săraca mai rău transpira și la un moment dat a luat-o frigul. Nu a mai putut să mai stea, e totul s-a roșit la față. Și tot zicea că o doare piciorul și o doare acea sondă înăuntru acolo, unde e oare băgată. Ce analize i-a făcut la fată până acum, Acum la fetiță? nu știm, deocamdată nu știm rezultatul. Așteptăm să ni se spună rezultatul. Așteptăm să vie domnii doctori să ni se spună. Și domnii doctori de la spital ne-au zis să mergem la București, că aici nu poate să ne facă nimic acolo unde am fost luați în evidență. Și o să-ți face, mergeți la București. Apoi am chemat o mașină, așteptăm o mașină să vie după noi, să poată să ne ducă la spital la București, la Grigore Alexandrescu. Și așteptăm mașina deocamdată.